Salut, prieteni mincinoși, sunt THL și vă invit încă o dată la porție mare de pește sănătos. Suntem în Letonia, pe lacul unde se ține campionatul mondial de pescuit la crab. Este vorba despre campionatul mondial feminin și campionatul mondial al tinerilor sub 22 de ani. Lacul Balote, un lac mare, un lac foarte frumos, după cum o să puteți vedea din imagini. Un lac care ne-a pricinuit, pentru că o să devansez un pic finalul, o sumedenie de bucurii. Vorbim despre medalii de cel mai strălucitor metal, iar istoria acestor medalii, care ne onorează în mod evident, o veți vedea în emisiunea de astăzi. Rămâneți alături de noi, mincinoșii, pește de mare excepție, într-un loc de mare excepție. Sperat pentru o victorie în campionatul național, bineînțeles, ca să fiu campion național. E ceva, mi-a ieșit, am reușit, într-adevăr a fost greu, dar am reușit și acum am ajuns la campionatul mondial, unde sperăm că o să reușim să facem ceea ce ne-am propus. Pentru mine personal, sincer, îți spun, a fost o plăcere deosebită să pot să particip cu atâtea fete în concursul acela. Până atunci n-a fost niciodată un concurs pentru noi fetele cu o participare de 18 sau 19 fete, fiind la startul acelei competiții. Eu mereu sunt extrem de bucuroasă să pot să mai iau parte la astfel de competiții. Am putut să fiu chiar de la începutul pescuitului feminin, românesc, dacă aș putea să zic așa, de când ne căutam una pe cealaltă în România. Când încercam, eram 4-5 pescărițe și tot încercam să ne adunăm pentru a face un concurs. Și ușor-ușor am avut plăcerea de a fi între fete și am văzut de la an la an cum a luat amploare pescuitul ăsta pentru noi femeile. Eu sunt extrem de bucuroasă că am putut să fac parte din tot parcursul ăsta. Să câștigăm, să mergem acasă cu medalia de aur! Mi-am propus pentru anul acesta să particip încă o dată la aceste calificări care au fost pentru al treilea mondial. A fost destul de greu. Ce să spun, am prins un stand foarte greu, cu adâncimi de 6-7 metri. Și până la urmă, de pe locul 12, am ajuns într-o noapte pe locul 5 și visul s-a împlinit. A treia oară. Suntem mult mai pregătite, asta este clar, da. Și, bă, oricum, o să ne ajute un pic și stilul de pescuit. Cred că balta asta oarecum să mulează un pic după stilul nostru de pescuit. Și atunci, sigur că avem mult mai multă încredere în noi. În comparație cu anii trecuți, unde am avut adâncimi mari, pescuitul la zi gric, ceea ce nu ne-a avantajat deloc, cred că acum o să fie o figură frumoasă. Am ajuns aici. Va fi anul nostru, evident. Fără doar și poate va fi anul nostru ăsta. Serios vorbind, simt foarte tare cum am evoluat noi, femeile pescărițe din România. Da, și eu, sincer, simt cum este o creștere a lotului și e altceva. Ce pot să zic, nu știu. Dar cred în lotul ăsta de anul ăsta. Am mare încredere în toate fetele care sunt prezente și cred că vom face o treabă bună. Și aici am venit să facem o mișcare frumoasă, în primul rând o mișcare frumoasă. Suntem foarte motivate, chiar toate fetele. Mă bucur că avem și fete noi, care într-adevăr sunt niște pescărițe bune și este viitorul pescuitului românesc, sper, mai ales Denisa, care este foarte, foarte tânără. Și, ce să spun, îmi doresc din suflet să ieșim pe podium, dacă nu chiar locul întâi, și să scriem o nouă filă în istoria pescuitului feminin. Francis Ford, 5 is Romania!
România. 3. Number 3 for Romania. Bine, a tras bine. Unde e, mă, că a tras bine rău? A tras bine rău. Unde e? Bravo, seara. Eu ce culoare am? Dar nu ți-am luat și culoare, dar tu ai beze de tată care îi splendid. Uite aici, ăla mi-a luat celui. Toare de tot. Ăla ți-a picat, mă? Preză, ce vreau. Ăsta-i pres. Ia. Asta ia. Da. Asta e ceuri. Ce ce șase. Ceui cu roz. Tu, da, tu bine l-ai luat. Că ăsta-i ce? Ce? Asta e ce? Un mă pe ce? Dai pe ei. Avem albastru. Da? Am culoare cu ăla nostru. Deci este un stand foarte bun, așa îl văd eu. Și trebuie să scoatem, măi, tot ce este aici, pe partea asta, și să aducem și din stânga și din dreapta. Păi cine aveți vecini? Ungaria și Olanda. Deci nu, nu e nicio problemă, indiferent cine ar fi fost. Un loc foarte bun, care e capăt de... E capăt de, de stand. Multă vegetație. Băieții prindeau chiar în, chiar în fața anuferilor, care sper să se, să se vadă în imagine. Oricum pescau destul de aproape și au avut o cadență senzațională. Au prins mulți pești. Sunt convins că și fetele se fac asta. Cum se pare loc? Bun. De ce? Nu știu, mi se pare că e bun. Sincer. Mai ales că avem Lituania în stânga noastră și în dreapta Italia. Opa. Și pasă că e bine. Lituania e cu oarecum cază. Nu, Letonia da, e. Da, da, mă rog. Aici. Nu mi-e teamă de... N-am nicio emoție. Suntem în a doua zi a concursului, în standul de pe sectorul C, în standul C6, standul fetelor noastre, unde Gina cu Andreea fac o treabă excelent de bună. Au dat de pește, au prins pește continuu, dimineața la cântar au punctat cu 13 pești, după cântar mai au 2 pești la sac, încă 2 drill-uri ratate. Multă agitație, toți ochii sunt pe noi, deodată suntem înconjurați de toate țările, vor să vadă ce facem, cum facem și cum reușim noi să scoatem peștele. Până acum suntem bine și pe celelalte sectoare, sperăm să o ținem tot așa până la capăt. Fetele muncesc enorm de mult, tocmai când le-a venit micul dejun și s-au apucat să mănânce, le-a plecat o lansetă, s-au dus, s-au tras, s-au scos peștele, au nădit înapoi. Când se vină iară, următoarea lansetă a plecat, adică au acțiune continuă. Au avut acțiune toată noaptea, sunt încrezătoare, muncesc continuu, schimbă. Tocmai ce stăteam de vorbă și în momentul de față le-a plecat din nou bățul 4, un băț care se pare că la 20 de minute, 30 de minute începe să plece. Să vedem dacă tura asta reușesc fetele să scoată peștele de pe bățul respectiv. Nu e aia ajutat. Să vedem o salonțică frumușică. Bine, fetelor! Primele ore, lejer. Când am avut pește, nu a fost mișcare. Probabil a fost pereazile atâtea fire din apă. Dar după aia a început. După masă, spre noaptea, am avut bine. A fost frumos. Când vroiam și noi 5 minute să țăpim, n-aveam timp. A fost frumos. Și acum de dimineață s-a luat. Acum am continuat, o mică pauză, dar revin din nou peștile la mine în stand. Suntem pe sectorul A, unde fetele de aici muncesc infernal, nădesc greu, cu vânt din față, multă muncă. Un sector care, deși bate vântul pe el, ne așteptam să pornească mai în forță, dar se pare că aici vântul când îți bate în stand din față nu funcționează cum știam noi. Dar ele muncesc, nădesc, au pește la sac după cântar și merg pe ele să țină în continuare să facă treabă bună.
În afară de munca grea pentru a nădi sus și pentru a ține ritmul, astăzi s-a primit o informare că după amiaza asta o să avem și un pic de furtună, cu vânt puternic, iar fetele au început pregătirile să ancoreze bine tot ce înseamnă corturi și lansete de rezervă, să nu le prindă nepregătite. Raluca, în momentul de față, a udat sacul, a pregătit pentru pește, a udat salteaua ca să fie totul pregătit și a luat toade și pe ea, minciogul, și intră în apă. Undeva apa la 2 metri de mal, apa îți ajunge undeva până la genunchi și atunci fetele sunt nevoite să intre în apă pentru a pune peștele minciog. Hai, ia-l, că e acolo. Ia-l. Ușor. Hai, ia-l. Bravo, fetelor, bravo. Thank you. Da, și se pare că au mai rupt un mincioc. Undeva în 2 metri acolo au un dâmp, o ridicătură și când dai să bagi minciogul... Fiare, te povestești primele 24 de ore cum au fost. Ce să zic, au fost puțin greuțe. Am găsit locurile, doar că nu prea am avut prezentări. Am insistat și l-am găsit. Am găsit zonele bune. Am avut ceva prezentări, am și scăpat. Și sperăm că o să fie bine și ce o să facem ceva frumos. E bine, dragilor, dacă fetele de pe sectorul A au parte de soare aproape toată ziua, au un pic de umbră doar undeva după 6 după amiaza, la fetele de pe B-uri e o umbră totală, sunt într-un mic golfuleț cu niște nuferi și au parte de umbră și condiții frumoase. Acum fetele au urcat un pic patul de nadă mai sus, pentru că se pare că peștele, în loc să ne vină din golfulețul care îl vedem în spatele nostru, vine undeva din partea stângă. Iar colegele lor din partea stângă prind mai bine având fetele lansetele sus. Și tocmai au luat un pește, așa că și fetele noastre au schimbat lansetele și strategia puțin, au ieșit cu ele mai sus și în patul de nadă l-au dus tot mai sus ca să iasă înaintea fetelor. Fetele muncesc, sunt încrezătoare și sunt sigur că o să facă un rezultat frumos. Doamna, ia descrie mie repede primele 24 de ore. Am muncit mult și am așteptat să prindem pești. Acum încă mai așteptăm. Sperăm să și vină. Să vină odată pe paturi. Le-am pregătit plăpumioara. Le-am pregătit frumos cearșafuri, pernuțe. Să vină. Asta e. Ce-am făcut, mă uite, și pat aici jos. Mi-a făcut pat la nufe. Ia uite aici. Cu mâncărică. Cu desert. Și nu vor. Prima mea experiență în pescuit a fost de foarte mult timp. Pe când eram doar o copilă. Când m-a luat bunica mea și am mers la un iaz lângă satul în care m-am născut. Și cred că acolo a fost conexiunea sau, nu știu, m-a electrocutat fenomenul ăsta a pescuitului. Și de atunci, efectiv, n-am mai... am pescuit mereu, să zic așa. Fugeam la prut, că m-am născut lângă prut, cu băieții de la mine din sat. Mă bătea mama de mă rupea, că nu știa unde sunt, unde am plecat. De fapt, fugeam la pescuit. Deci, de când mă știu eu, pescuiesc, de fapt. În 2011 am făcut contact cu adevărat cu pescuitul și anume mai mult cu pescuitul la crap, când nu prea știam ce sunt alea, boilisuri, pop-up-uri sau eu știu. Abia atunci le descopeream oarecum. Pescuitul de competiție la mine a început în 2016. Mergând la cu Federația Română de Pescuit Sportiv, unde am participat la pescuitul la copcă, pe gheață, la Fălticeni, unde am ieșit campioană națională. După aceea am urmat de staționar și prin 2017
Am mers la primul concurs de crap, făcut special pentru femei, doar femei. Unde participam, cred că 6 femei eram, 6 concurente. Am câștigat detașat și captura și concursul în sine. Și de atunci, efectiv, nu m-am mai lăsat de pescuit, de concursuri. În 2019 am participat pentru cine nu știe, la campionatul mondial din Franța, unde am ieșit și vicecampioane mondiale. Și cam asta este, nu m-am mai putut lăsa de... Și cu fata care s-a apucat acum, ce îi zice tu? Păi dacă îi place cu adevărat pescuitul, adică pentru mine pescuitul știi cum e, îmi trece prin mine, prin vene, cum zic eu. Nu este, azi am chef, da, cred că mă fac pescăriță. Dacă simți cu adevărat asta, atunci cred că poți să o faci foarte, foarte intens și foarte dedicat acestui sport. De ce nu? Că este un sport. Dar dacă nu-ți place cu adevărat și e doar așa o fiță de moment, nu știu cât poți să faci performanță, de exemplu, din asta. Championnat du monde ? C'est ma troisième année. Voilà, une habitude. Deux fois en France. Ah oui, l'an dernier à Pansière. Oui, en 2019. Ah oui, avant le Covid. Thank you.
Da, da, măi, pregătită. Yeee! Stai, mă, puțin, ca să dea cu putun. Noi nu mai avem răbdare. Hai, mă, că ați făcut frumos. Taci odată, că mă faci și pe mine. Și nu mai vreau, că de azi dimineață plâng. Da? Hai. Nu mai plânge tu, să ne bucurăm. Yeah! Hai înapoi, hai, 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 pe ponton! Știi să toți! Mai mai rămas, mă. Mai rămas. Lasă-mi mai bine. Dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem mari în Romani, iale, iale, iale. Bravo, fata Bravo. Mea! Bravo! Mamă, dar ce noroi aici! Mamă, dar cum pute nebunul! Bravo, mă! Bravo, mă! Gata. Well done. You well done. Thank you. Tired? Yes. Tired? Yes, not more because we go into water and we are waking up. Yeah. Well done. Congratulations. Yeah, thank you. Well done, girls. Thank you. Well done. Thank you. Well done. Thank you. Fish it. Thank fish you. It. Very well. Very well. Bravo, fete, Lord. Avem și pentru pahar. Avem și de mult. Bravo, felicitări, fetelor. Felicitări din af. Ați fost bombă, bravo, bravo, bravo. Mulțumesc. Bravo, Dinuța. Bravo, 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 bravo. Ce frumos din partea noastră. Unele. Vă mulțumim mult. Felicitări, doamnelor. Excepționale. Mulțumim. Șapuba. Băi, hai să facem marea pentru la părinții nu vreau. Vin și ei acum. Da? Nu ce vin și pe aici, mă? Mi s-a părut și ei. Nu răspunde cantaraciu. Uite că domnul Irene are. Am mai luat cineva în cap. Bună, bună, fetelor! Bravo, bravo, felicitări! Felicitări! Ciao! Bună ziua! Felicitări! Felicitări! Felicitări, băieți! Hai să mai mergem! Cum te duci, bă, nu vezi că te așteaptă omul ăla? Pe mine? Pe tine! Bravo, fetelor! Băi, aici se stau! Bravo, fetelor! Lasă-i toți la băieți, tine, florile! Bravo, 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 bravo! Bravo, fetele! Bravo, fetelor, bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo. Felicitări. Cum a fost la mondial? Oh, frumos, frumos și greu și emoționant și am trecut prin 1000 de stări și 1000 de... Deci e de nedescris ce frumos a fost și cât și greu în același timp, frumos dar și greu. Dar ne-am fi... Cu ce rămâi de aici? Cu cea mai frumoasă experiență, cred, din viața mea și cu foarte multe lucruri învățate și de pescuit și de tot. Bravo. Cu ce amintiri rămânem noi de la acest mondial? Cele mai frumoase amintiri. Nu am cuvinte să descriu, sunt
emoționată, am plâns maxim. O să țin minte toată viața treaba asta. Cel mai frumos campionat, zic eu. O să mai fie, dar nu știu dacă o să mai fie ca asta. Am avut un stand favorit, ce am înțeles de la localnici, de la alți pescari. În schimb, acum când am încercat să facem și noi un rezultat cât mai sus posibil, am constatat că aveam avut în față mult, mult nufăr și înainte să înceapă concursul au curățat partea aia de stand. Au rămas pe fund multe rădăcini, agățături, crengi de copaci, am încercat să curățăm, am dat cu plumb, cu lame, am curățat, dar nu în totalitate și am scăpat acolo o grămadă de pești. Plus că mai mergeau și în dreapta între ceilalți nuferi. Cu ce rămâne, cu ce amintiri rămâne de la acest mondial 2012? Frumoase și emoții și... Hey! Amintiri frumoase și multe emoții și multă bucurie, mai ales acum că ne-am și... am terminat pe un loc destul, adică destul bun, pot să zic, se putea și mai bine, dar oricum suntem super mulțumite și a fost minunat. Iar acum, la finalul acestei emisiuni dedicate campionatului mondial de pescuit la crab din Letonia, competiție desfășurată pe lacul Balote în perioada 10-13 iulie, să reamintim numele doamnelor care au concurat cu onoare pentru România, reușind să obțină medaliile de argint în confruntarea pe națiuni și medaliile de aur la individual prin echipa Nica Oltean. Așadar, pe sectorul A, Raluca Gimiga și Gizela Sărăcuț, care a fost înlocuită cu Denisa Ștefania Lepuș. Pe sectorul B, Dana Claudia Barta și Andreea Nicoleta Bârzan, schimbată de Florentina Matei. Iar pe sectorul C, Gina Nica și Andreea Oltean. Felicitări lotului de senioare și le urăm fire întinse în toate competițiile la care ne vor reprezenta în viitor.